surse de proteine vegetale, avem nevoie de ele nu din când în când, ci în fiecare zi. În punctul meu de vedere ar trebui să împărțim proteinele în aceste două jumătăți, jumătate să vină din surse animale, jumătate din surse vegetale. Și în regnul vegetal avem aceste boabe, aceste semințe leguminoasele, foarte bogate în proteine, foarte bogate în fibre, carbohidrați complexi, minerale. Și ne gândim la fasole, mazăre, linte, năut. Mergem mai puțin către soia, din punctul meu de vedere ar trebui să fie evitată pe cât posibil, pentru că iată avem foarte multe variante. Avem foarte multe variante de linte, de fasole, putem combina fasole albă cu fasole roșie, putem avea năutul sub diverse forme, le putem cumpăra uscate și să le fierbem foarte bine acasă după ce le înmuiem, trebuie neapărat să respectăm acest proces, sau le putem cumpăra gata fierte la conservă, de preferat la borcane de sticlă. Știm că sticla este mai curată decât acel înveliș de plastic pe care îl întâlnim în conservele de tablă. Vorbeam de aportul mare de proteine, este foarte important să știm că se combină cu cerealele, se combină cu orezul, cu porumbul, deci cu mămăligă sau chiar cu grâul respectiv pâine, formând astfel o proteină completă. Deci bucurați-vă din plin, sunt alimente de toamnă, alimente foarte bune, chiar în supe, ciorbe, mâncare, diverse variante de salate cu fasole, mazăre, linte, năut, bine fierte și înmuiate înainte.